Minute îi spunem de parcă sunt mai mulți. Îi spun bună dimineața lui Cristian Lăcraru. Bună dimineața, Cristian. Eu și ceilalți invizibili de lângă mine. Bună dimineața și bine v-am găsit pe toți. Da, corect. Așa, ce faci, Cristian? Cum ți-e ziua astăzi? Astăzi am început bine, dar am avut un trafic prost. De coșmar. Da. M-am trezit cu chef de viață și de treabă și când am ieșit pe stradă, mi-am dat seama că trebuia să mă trezesc și mai devreme. Păi vezi, omule, eu mă trezesc la 5 dimineață. Știi cum e traficul? Ca uns merge. Ca uns să merge treaba. Bun, Cristian, spuneai că USB cu pin? Ce e ăla? Cu Brad. Da. USB cu Brad. USB cu Brad. M-am gândit că dacă a început școala, da, pentru cei mari a început și transferul de date. Pentru că își trimit poze, materiale și așa mai departe unul altuia, dar poate că sper să-și trimită și diverse proiecte, lucrări, și atunci apare, știu că apare USB-ul în discuție, adică își mai împrumută unul altuia USB stick-ul. Așa. Și m-am gândit ce ar fi dacă am face două lucruri deodată. Unu, hai să le dăm posibilitatea să-și ia un USB stick cu pin. Și aici, uite, am găsit pe Amazon, se numește iStorage, este un USB stick, așa cum suntem noi obișnuiți să știm USB stick-urile, dar partea interesantă este că are pe el butoane. Ce face cu el? E ca la un interfon. Ideea este așa, dacă tot folosesc USB stick-urile, m-am gândit că ar fi foarte interesant și util să conștientizeze un pic și importanța datelor pe care le trimit către unul sau către altul. Și am zis, cum pot să faci asta decât cu ceva deosebit, poate și haios la prima vedere, dar cu siguranță inedit. Și am spus, dacă le dau un USB stick cu butoane, cu siguranță sunt atrași să le folosească, pentru că rar vezi un astfel de USB stick. Ideea este că printr-un cod PIN, care poate avea 7 sau până la 12 cifre, ei pot practic bloca accesul la USB. Uh-huh. Adică îmi setez un cod PIN și am acces la USB sau nu am acces la USB. Și dacă tot vede un coleg un astfel de dispozitiv, cu siguranță e curios și va întreba. Iar proprietarul sper că va explica de ce e util să-și protejeze aceste date. Și în felul ăsta poate între ei își mai răspândesc și ideea de a proteja anumite date, de a nu share-ui orice și, uite, folosind ceva inedit, învățând în același timp. Practic, USB stick-ul ăsta, deci, are o capacitate variabilă, pentru că găsești de la 4 giga până la 64 de giga, l-am văzut, culori, mai multe culori disponibile, că tot va fi ceva la vedere și e bine să fie plăcut și în concordanță cu dorințele fiecărui utilizator, dar practic, repet, va putea să protejeze datele de pe stick cu un cod PIN. Și nu doar că e drăguț, interesant și util, dar mai este foarte util și în situația în care pierzi USB-ul. Deci, concret spus, mai pe scurt, este un USB cu lacăt. Cam asta e. Un USB cu lacăt. Dar nu cu un lacăt metalic și... Da. Da. Iar dacă, revin, dacă pierzi USB-ul și cineva încearcă să acceseze PIN-ul respectiv, ghinion, datele de pe el sunt șterse. Wow! Deci nu prea ai un risc de a pierde niște date și să-ți pară rău, vai, ce aveam acolo și nu trebuia să ajungă la altcineva. Excelent! Da, ne jucăm și în același timp învățăm. Exersăm. Ce înseamnă să protejăm datele personale sau alte tipuri de date care ne dorim să fie ale noastre sau doar într-un grup de prieteni, să spunem, tema, un proiect într-o echipă pe care nu trebuie să-l vadă o altă echipă și așa mai departe. Cristian, tu ai aflat că noi sărbătorim, noi, toată lumea, de fapt, Săptămâna Fericirii la locul de muncă. Cât de fericit ești tu la locul de muncă? Am să fac un mare efort astăzi, știind că sărbătorim. Toată săptămâna e, vezi. Ce te face pe tine fericit la locul de muncă? Eu.
Vai! Ce răspuns eu! Bravo, bravo! Nu te mai întreb cum te faci fericirea locul de muncă, o să o lăsăm pe altă dată. Dacă eu decid să fiu fericit, am să fiu fericit. Aha, bravo! Bine, Cristian, mulțumim pentru USB-ul cu PIN de care ne-ai spus. Uite, văd că ajunge pe undeva pe la 100 și ceva de dolari. Depinde de capacitate. Probabil da. Te-ai uitat undeva la 128 de giga. 32 de giga. 126 de dolari. Ha! Am înțeles. Cred că nu m-am uitat bine. Las că m-am preconizat eu. Bine, Cristian, îți doresc din tot sufletul să ai un astfel de USB și să ne spui cum e să ai un USB cu lacăt după ce eu o să-l folosești. Eu vă doresc să aveți o săptămână fericită. Mersi. Hai că ne auzim. Pa, pa! Am stat de vorbă cu Cristian Lăcraru, uite, ți-a vorbit despre un USB cu PIN, poți să-l cauți și tu pe, uite, pe Amazon, o să-l găsești, vezi și prețurile și capacitatea lui.